noul GLC 2023. Asta este echiparea perfectă pentru un Mercedes. Astea sunt farurile noi. Pe o parte este încărcarea de priză, pe cealaltă parte este încărcarea de benzină. GLC 300 electric. Interiorul nou pe Mercedes. Foarte interesant și materialul ăsta argintiu. Cheia nouă, lucru care iarăși este un mare plus. Mamă, ce îmi vine să-i scot astea de aici. Și la piste de rezistență, Jonuțule, am reușit să-i consum complet bateria electrică, da? Și dăm blană. Hâți, cu bună dimineața, fraților! Hâți cu noul GLC 2023, putem să-i spunem. Hâți cu undeva al doilea review din țară. L-am mai văzut un review la colegul Daniel Cristea când au adus la garaj, Jonuțule. Și mulțumim colegilor de la Țireculescu că ne-au dat și nouă această căruță, cât am avut-o și noi pe a noastră. L-am locuit de parbriz și alte demegiuri întâmplate pe drumuri la concerte, Jonuțule. O zi jumătate de această dracă am avut și mi se pare o mașină destul de interesantă, dar evident nu pentru gama mea de clienți, Jonuțule. Mi se pare o mașină pentru mame, pentru domnișoare, pentru mers la piață, pentru făcut cumpărăturile, dar și pentru un strop de siguranță și de spațiu, Jonuțule, și evident pentru confortul pe care numai un Mercedes poate să ți-l ofere, pentru că da, cu siguranță vă voi spune și când vom merge cu ea la o plimbărică, Jonuțule, asta este echiparea perfectă pentru un Mercedes, și anume jantă mititică, balon cât mai mare. În momentul ăla îi vei pune în evidență toate aturile din punct de vedere al confortului pe care le aduce în joc, Jonuțule. Acum eu mă uit cu ochii destul de cât cepele, cu ghilimele de rigoare, la această mașină. De ce? Pentru că teoretic ea o să ne dea tonul și noului GLE ce va să apară în 2023-2024. Astea sunt farurile noi. Cu siguranță aici vorbim de o fară normală, nu este un model AMG, mai ales că este un model hibrid acest nou GLC. Îmi plac farurile foarte mult, nu pot să zic că mă regăsesc foarte tare în această grilă, dar fiind grila standard nu o să o iau foarte tare în seamă, probabil că AMG-urile vor veni tot cu Panamericana. La jante v-am spus că n-avem cu ce să ne lăudăm, ne putem lăuda cu foarte mult confort, un balon mare, cauciucuri de iarnă, pentru că mașina este deja echipată cum trebuie. Extrem de interesantă în ceea ce privește interiorul, dar vom ajunge și acolo imediat. Vă dau așa un sneak peek. Nu are volanul ăla șmecherie pe care l-am pus eu pe GLE. Nu înțeleg de ce, nu-mi dau seama dacă este o problemă de echipare, Jonuțule, adică dacă o mașină cu mai multe opțiuni ar avea volanul ăla sau nu. Dar mergem mai departe cu exteriorul și revenim imediat cu interiorul. Pe o parte este încărcarea de priză, pe cealaltă parte este încărcarea de benzină. Lucrul nou cu care vin mașinile în ziua de astăzi este faptul că nu se mai poate deschide alimentarea de benzină fără să o deschizi din mașină. Deci nu mai poți apăsa pe ea sau să zici că deblochezi mașina din cheie. Nu, trebuie să o deschizi din portieră. GLC 300 electric. Sunt curios care este benzinarul care e în spatele acestei mașini. Nu este cel mai agresiv, dar trage un pic așa, doar că îmi sună un motoraș mai mic zgomoțelul. Stopurile, iarăși, extrem de cool. Simțim clar împrumutul de model de la S-ul nou, pentru că teoretic ăsta e modelul care acompaniază S-ul nou, Jonuțule. În portbagaj avem o grămadă de lucrușoare, o să vă arătăm și vouă. Nu sunt bagate în cel mai corect mod posibil, Jonuțule, pentru că știam că astăzi vom lăsa mașina înapoi și că ne vom lua mașina noastră. Am lăsat toate țiplele acolo, veți vedea înăuntru că țiplele sunt și pe ecran. Acestea sunt pastrele de dinți ce le vom dona la Spitalul Fundeni, dar haide să nu ne mai lungim și să vorbim de interior înainte să dăm o tură și să decolăm spre Iași. Interiorul nou pe Mercedes, fraților, a început să apară, așa că haideți înăuntru să discutăm despre el. Vă spuneam, Jonuțule, că nu-mi dau seama dacă este vorba de o chestie de echipare, însă asta nu este, adică este volanul nou, dar nu este ăla pe care îl știm noi, da, cu două brațe laterale, probabil că ăla este varianta sport, există probabilitatea asta. Un soi de fibră de carbon, o combinație, nu mai înțeleg ce este. Mi-ar fi plăcut să o găsesc și pe ușă. Ce îmi place de mor la ușă este că are defalcarea asta ieșită în afară așa cu LED perimetral. Acum puteți să înțelegeți și placa din garajul meu și de ce se poartă lucrurile astea. Îmi place foarte mult și mânerul de care apuci ușa ca să o închizi, foarte interesant și materialul ăsta argintiu. Butoanele iarăși de S9 care sunt extrem de sexy și le-am găsit și pe EQE. Îmi plac și gurile astea de aerisire care sunt extrem de interesante, Jonuțule, și care vin de pe SL-ul nou, dacă nu mă înșel eu. Cheia nouă, lucru care iarăși este un mare plus, dar știm clar că Mercedes când vine cu o cheie nouă, o pune pe toate modelele, deci nu am vreun dubiu că va fi la toate modelele noi. Și la piste de rezistență, Jonuțule, pe lângă acest piano black pe care eu îl iubesc de mor, este tableta centrală, da? Deci nu mai vorbim de o singură tabletă mare, acum Mercedes are o singură tabletă. Mamă, ce îmi vine să-i scot astea de aici, dar nu o scoatem, Jonuțule, pentru că mașina are nici mai mult, nici mai puțin de 90 de kilometri, din care câțiva făcuți și de noi. Aici mi-am setat eu să fie pe navigație, dar
cu siguranță puteți găsi ceasurile. A, are 157 de kilometri, Jonuțule, noi am luat-o pe la 60, deci după cum vă spuneam, bateria chiar a ținut cât spunea că ține, pentru că am făcut vreo 70-80 de kilometri. O să deschidem și în spate pentru a vă arăta un pic cam cum este spațiul. Gândiți-vă că acum scaunul este dat pentru mine și ia uite că în continuare avem loc și la picioare, avem loc și în spate, ceea ce face ca acest GLC-uț, Jonuțule, fie el mai compact, așa să fie destul de spațios, aproape să concureze cu GLE-ul meu, dacă nu vorbim de portbagaj. Mare atenție, vorbim numai de habitacul. Hai să o dăm o tură să vedem ce știe să facă și din mers. Jonuțule, avem într-un final și parte de niște driving cu acest GLC-uț, care mi se pare exact mașina de mamă pentru mers cu copiii la școală, după care la piață, un pic de spațiu, un pic de protecție, pentru că totuși e mai măricică, nu este o mașinuță mică. Nu vă așteptați acum când băgați pedală să rupă în două, nici măcar pe electric, pentru că până la urmă e un hibrid, da? Am reușit să-i consum complet bateria electrică, dar știți ce mi se pare interesant la hibrizi? Mi se pare că hibrizii sunt mai realiști în ceea ce privește range-ul bateriei decât mașinile full electric. Și cred că o să fiți de acord cu mine în ceea ce privește chestia asta. Scrieți la comentarii, vă rog, dacă sunteți sau nu de acord, pentru că mi-a arătat 100 de kilometri bateria, bă, și pe bune că am făcut 100 de kilometri de învârteală prin oraș. Până la urmă, învârteala prin oraș oricum nu-ți reflectă range-ul real, pentru că consum foarte mult cu a întâia și cu a doua, da? Și acum am rămas în benzinarul ăsta, care cred eu că e un benzinar la cât de silențios e, și vorbeam cu Cori, spunându-i că o să vă adresez o întrebare prin care aștept lămurire de la voi. Fraților, există posibilitatea sau există pe piață motoare care sunt hibrid și cu motorină, adică diesel? Eu nu cred, i-am zis lui Cori răspunsul meu, de aici am plecat cu discuția. Răspunsul meu a fost, zic, băi, benzinar, că e hibrid, nu cred că poate să fie hibrid un diesel. Scrieți-ne la comentarii că eu nu mă prind. În fine, nu știu ce benzinar e ăsta, dar ia fiți atenți. Deci avem aici modurile. Mi se pare cool că are multe moduri. Are electric, are ăsta care mi se pare interesant, se numește ea battery hold. Cred că e gen să ți-o încarce, nu ea. Că dacă las acum din frânare, îmi bagă frâna aia de încărcare de baterie? Nu neapărat. În orice caz, Jonuțule, o să-l băgăm și noi în sport. Există acest mod sport care, ce ciudat, uite aici zice nu cu sarcină pe plafon, ați văzut? În cazul în care își dă la deși pune portbagajul deasupra, ci că nu în sport. Și acum hai să vedem așa, o mini senzație. Deci avem, o lăsăm să scadă un pic până în 30 la oră, Jonuțule, și la 30 o să ne dăm un pic la ea să vedem cum pleacă ea. 35, ia. Și dăm blană. 60. N-a fost așa supărăcioasă, dar zgomotul este ceva de genul, am un 1.8 maxim, să zic. În fine, îmi place că handling-ul este bun, este extrem de confortabilă, fraților. Ăsta e Mercedes-ul ăla clasic, cu jante mici, balonul mare, treci peste orice și nu simți că ești prin gropi sau pe deniveluri, Jonuțule, pentru că teoretic așa ar trebui să ții un Mercedes dacă ai vrea să te bucuri de tot confortul lui. Interesantă, hop, are și din ăsta aici, exact ce trebuia, Jonuțule, interesantă pentru, repetăm, segmentul mămici sau domnișoare, care nu-și doresc cine știe ce bolizi și care își doresc și niște spațiu. Cam atât din GLC-ul nou, Jonuțule. Noi ne întoarcem la bătrânioara noastră, chiar dacă n-are ea interiorul ăsta nou. Ne mulțumim cu GLE-uța noastră și decolăm direct către Iași. Revenim din celălalt colț al țării. Bum. Băi, băiatule, și odată cu venirea noastră la Iași și venirea înghețului peste România, aici e încă decentă situația, Jonuțule, ce am văzut că se întâmplă la București. Eu am crezut că a nins prima oară. M-am uitat și pe camerele de la casă, după care am văzut și prin Insta Stories, Jonuțule, dar este doar înghețul, nu a nins absolut deloc. Noi am avut un drum destul de lejer aseară. Acum suntem deja pe drumuri să ne rezolvăm treaba, Jonuțule, și în câteva ore, maxim două la număr, plecăm înapoi spre București, pentru că așa este viața noastră, permanent pe drumuri. Revenim cu business-ul în cauză. Hăți, Jonuțule, ia vezi că am ajuns și în mijlocul Iașiului, suntem, cum s-ar spune, direct la gară. Stați așa că ne obstrucționează camionescul ăsta. Ia uite-mă, băiatule, parcă nu mă simt în România, Jonuțule. Într-un final, Jonuțule, am ajuns și la partenerii de la Express Credit, care au sediul principal exact aici în fața gării din Iași, Jonuțule. Pe lângă alte 25, peste 25 de sedii pe care le au în Iași, Jonuțule. Iar drumul nostru până aici se datorează faptului că am auzit că unii dintre voi au avut solicitări către partenerii noștri, Jonuțule, însă nu știau dacă acest brand există sau e o chestie fictivă sau e o chestie doar online, Jonuțule. Nu numai că există, dar l-am văzut pe haiosul ăsta de iaute. Dacă vreți să vă angajați, bă, dacă vă plictisiți acasă și vreți să munciți mai mult sau vreți al doilea, al treilea job, uite așa, ați venit, ați lăsat CV-ul aici la Express Credit, Jonuțule, și ce credeți? Puteți să intrați și în sediu, aveți și programul pe ușă și tot ce trebuie. Noi mergem direct în sat.
sala de ședințe, să vi prezentăm și vouă pe partenerii noștri dragi din Iași, Hăț. Bă, băiatule, dacă într-o bună zi mă voi decide să-mi fac un birou, deși nu știu ce aș face eu în birou ăla, că efectiv nu cred că aș avea ce. Așa aș vrea să am un view, mă, poate chiar de la un etaj mai sus, dar cu siguranță un view spre centrul Bucureștiului, evident că nu știu dacă ar trebui să fac birou în Iași, deși dacă aș vrea să-mi fac un birou, aș putea să mi-l fac chiar și în Iași. Atât de mult aș avea de lucru la birou ăla, Geruțule. Am venit, iar partenerii noștri mi-au și pregătit un mezamplas, Geruțule, pentru că în momentul în care am intrat în sediu, am zis, zic, vai, nu pot să cred că aveți G-Shock-uri, eu sunt mort după G-Shock-uri. Și au zis, uite, tată, uite niște G-Shock-uri pe care oamenii le-au adus la noi și pe care nu le-au mai recuperat. Iarăși, o paranteză pe care îmi doresc eu să o fac este faptul că am mai văzut comentarii de hate pe aici, pe acolo. Îmi doresc foarte tare să înțelegeți un lucru. În primul rând, nu înțeleg de ce dați cu hate pentru un sistem care poate să ajute oameni. Amanetul nu înseamnă un lucru la care te duci să-ți amanetezi ceva, da? Să iei bani și să faci lucruri rele. Și am să vă spun cu mâna pe inimă, pentru că nu mi este rușine, fraților. Eu și fratele meu am fost crescuți de mama mea, evident cu ghilimele de rigoare, cu ajutorul amaneturilor, printre altele. Știu că mama își mai amaneta ce mai avea, când venea salariul, le scotea, le mai rotea, le mai făcea ca să aibă ce să ne pună pe masă de mâncare. Deci nu mai dați cu hate că amanet nu înseamnă neapărat bag banii și mă duc la știți voi ce, ca să joc telefonul sau ce am. Nu. Iar eu mi-aminteam cu drag, Geruțule, de zilele în care eram, cred că în studenție, și vedeam G-Shock-ul ăsta doar ce a apărut. Era primul G-Shock cu curea metalică și spuneam, Doamne, într-o zi oare pot să-l iau și eu pe ăla? Era vreo 40 de milioane atunci. Uite că acum îl găsiți la 1000 de lei, Geruțule. Cineva nu l-a mai luat înapoi. Iar eu ce să zic? Mă mulțumesc cu Rolex-ul meu. Nu știu dacă, deși vă spun că la o primă vedere m-am gândit, zic, mă, 1000 de lei, hai mă, las 1000 de lei și-l iau numai pentru inima mea. Dar nu o să-l port și este păcat de el, Geruțule. Aici o altă chestie care mi-a atras atenția, bă, că tot ce mi-a atras atenția, puf, s-a teleportat în birou sus la partenerii de la Express Credit, Geruțule. Este un Mac, e mai mititel un pic decât cel pe care eu l-am acasă, însă încă o dată, această vizită noastră la Iași se datorează și dorinței de a vă arăta că ai noștri parteneri sunt credibilitate 100%, Geruțule, și mai mult de atât, nu uitați că serviciile lor sunt extrem de rapide și extrem de la îndemână. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul din descriere. Dacă vă doriți să puneți mâna pe un împrumut rapid, Geruțule, care nu înseamnă neapărat ceva rău, vă poate debloca într-un moment cheie în viață, sau de asemenea puteți să folosiți și serviciile de amanet online, care sunt de foarte mare încredere, Geruțule. Dacă vă uitați pe site, o să găsiți acolo detalii despre întreg istoricul Express Credit. Noi mai dăm o tură de birou, după care mergem să semnăm GoPro-ul, Geruțule, care a fost scos la licitație. Licitație ce va fi donată către Fundația Metropolis, de fapt deja a fost donată, dar despre asta vorbim mai încolo. Geruțule, dacă tot am ajuns până la Iași la Express Credit, n-am cum să nu semnăm și GoPro-ul, mare atenție, GoPro, a cărui licitație, de fapt suma care a fost licitată pentru câștigul acestui GoPro a fost deja donată, Geruțule, mai mult de atât știți foarte bine, deja, dar vă repet informația, partenerii noștri la Express Credit au și plusat și au dus suma de la 1300 de lei cât s-a licitat pe acest GoPro până la 10.000 de lei, suma care a fost donată către Fundația Metropolis, unde am fost și noi ieri, Geruțule. Codin poate confirma asta, ne-a și mulțumit deja, este un om genial. Semnăm GoPro-ul pentru că am promis că acest GoPro, sau pentru acest GoPro, se va licita, fiindcă este, a fost al meu și va fi și semnat, Geruțule. Așa că ia fiți atenți aici, hâț cu respect, Geruțule. Și oricine ar fi el, se va bucura cu siguranță de respect, iar noi îl felicităm pentru că indirect a făcut și o faptă bună și rămâne și cu un GoPro 8, Geruțule. Acum sper să nu mai găsească vloguri prea multe pe el. Eu știu că am curățat tot ce se putea din el și încă o dată felicităm inițiativa de a dona în perioada sărbătorilor, Geruțule. Bun! Îți, Geruțule, numai în România puteam întâlni așa ceva. De jumătate de oră ne uităm unii la alții, cum nu prea e loc să treacă tirurile pe aici și nu știm ce să facem, dar într-un final văd că tirurile s-au înțeles între ele. Acum întrebarea mea este, mă, da, podul ăsta când fu el construit așa, nu fu construit și pentru două tiruri pe ambele sensuri? Sau cum a fost gândită situația? Ia spuneți și mie, gen, presupune că atunci când treci un tir pe un sens pe celălalt, o să mașini mici, Geruțule? Eu sunt încă mesmerized de, am să folosesc o super metaforă, sunt mesmerized de ferocitatea versatilității comportamentale întâlnită în vasul lui, Geruțule. Deci ne-am amuzat copios pe drum. Suntem undeva aproape de Buzău, pe un podușor care este înainte de Focșani, Geruțule. Un drum destul de lejer. Însă întrebarea întrebărilor, la care așteptăm răspuns în comentarii dacă aveți plăcerea, este: când se previzionează una bucată autostradă de la București la Bacău, înțeleg, Geruțule? Eu n-am auzit nimic. Adică știți ceva? Știu că s-a făcut centura semi-autostradă din jurul Bacău.
Bacăului, dar n-am auzit nimic de un Bacău București, București Bacău. În continuare aceeași problemă, tirurile abia au loc. Eu îi respect pe oamenii ăștia, jur. Deci cum strecoară ei mastodonții ăștia pe astfel de șosea? Nu înțeleg. Zici că sunt rilurile alea pe care le văd prin India cu camioanele pe pod de la din Ațe, Gionuțule. Ciocănim lejereanu către Bucarest, revenim în cazul în care întâlnim astfel de povești. Hăți, Gionuțule, hăți că ne-a adus, Doamne, Doamne, acasă. Stai să nu-i trezim lucorii vecinii. Gionuțule, ne-a adus, Doamne, Doamne, acasă la... De fapt, nu la... Pe ultimul drum din acest an, Gionuțule, mare atenție să nu vă gândiți că ne gândim la prostioare. Din punctul meu de vedere, revelionul de la Câmpina, Gionuțule, și cu ocazia asta vă anunț că de revelion ne vedem la Câmpina. Eu îl consider prima cântare din anul 2023. Cori zicea că intră tot pe 2022. Scrieți și voi la comentarii ce doriți să scrieți, Gionuțule. Cert este că noi îi mulțumim lui Dumnezeu din suflet că ne-a adus acasă. Cheluțul mulțumește și el de aia latră pe fundal, Gionuțule, nu vă gândiți la altceva. Iar eu sunt extrem de thrilled pentru că acum o duc în garaj, iar Emil mi-a montat deja 4 hexagoane, fraților. 1,20 are latura mare și 60 cele mici. Ba nu, nu 1,20, 1. 1 metru latura mare și 60 cele mititele, pentru că am vrut hexagoanele aplatizate, Gionuțule. Avem 4 montate ca să vedem dacă îmi place ok-ul și cum pleacă ele. Și dacă totul este bine, mâine dimineață Emil se întoarce, îi dau verdere și direct continuă și montează totul, Gionuțule. Sunt extrem de încântat. Mulțumim încă o dată, Doamne, Doamne, și vă mulțumim și vouă că am ajuns acasă sănătoși și că sunteți în permanență alături de noi. Ne-am simțit extraordinar la Iași, am stat doar câteva ore, pot să zic, în Iași. Cred că 2 ore am stat în Iași, fraților. Am făcut o grămadă de poze, a fost senzațional. Și până un alta, nu uitați, subscribe, Dorian Popa, și aprindeți cosopelul, pentru că în fiecare zi, cu surle, trâmbițe, gălăgie și drumuri peste tot, Gionuțule, noi suntem aici pentru a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasic cu zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin, ce credeți, lanț, să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână în continuare mirobolante. Hăți! De Crăciun simțim la fel,